Bună seara! Iată că suntem la a patra ediție, a patra episod din seria Istoria iluzionismului românesc. Numele meu este Augustin Mihailă, mă cunoașteți ca magicianul Augustin și astăzi voi avea un nou invitat pentru această serie. O serie prin care doresc să las pentru generațiile viitoare de artiști iluzioniști urmele pe care le-au lăsat cei din trecut, iluzioniștii, magicienii din trecut, fie că au lucrat în zona spectacolelor de sală sau spectacolelor de bâlci, fie că au fost doar pentru o scurtă perioadă sau pentru o mai lungă perioadă și caut să găsesc oameni care să împovestească, să ne povestească despre istoria iluzionismului românesc. Iată că astăzi am un invitat foarte important despre care o să vă rog să îmi permite să vorbesc puțin mai încolo, pentru că aș dori să lăsăm puțin timp să intre oamenii, să ne strângem. Iată, este vorba de domnul profesor dr. Andrei Teașcă, fondatorul Teatrului de Magie și creatorul unui hub de magicieni, că așa e la mod acum, unui cuib de magicieni. De peste 10 ani de zile, cred, face acest lucru, pune semințe pentru a face să răsară artiști și chiar a lăsat, sunt nume mari în iluzionismul românesc, ce s-au lansat în teatrul de magie. Bună seara, domnul Andrei Teașcă, cred că Bună v-am dat și seara! drumul la microfon. Așa, Sper că ați scuze. bună! Așa, bună seara, mai spuneți încă o dată. Bună! Mă bucur că ne vedem! Așa, iată că vorbim acum nu neapărat despre iluzioniștii de astăzi, ci despre iluzioniștii din trecut, dar haideți să facem mai întâi un tablou al Teatrului de Magie, să ne povestiți puțin cum a început ideea Teatrului de Magie, care au fost și sunt în continuare, pentru că el există artiștii pe care i-ați lansat și unde este direcția pe care mergeți acum cu acest proiect, Teatrul de Magie. Da, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Este o idee importantă și sper să meargă, să funcționeze și să vină și ceilalți artiști alături. Probabil că asta este viitorul, e clar, trebuie să ne adaptăm online-ul și această formă de comunicare, ce să facem, ne adaptăm. Ideea este că ar trebui să schițăm puțin traiectoria acestei discuții pe câteva culoare, pentru că sunt multe de spus și nu știu cât timp avem și cam ce ramură să punctăm, dar hai să o să încerc să le luăm puțin pe rând. În primul rând, odată cu venirea mea în țară, pentru că atunci a început practic o parte din ceea ce am construit în România. Undeva în 2007 am spus că trebuie să mă duc în țară și să iau legătura cu imposibil și România trebuie să aibă magicieni, iluzioniști. Să înființăm și noi asociație, să veneam din Asia, nu? Unde sunt mai mulți magicieni care au fost și știm foarte bine ce se întâmplă acolo, la un alt nivel. Și speram să încercăm să punctăm și noi și să ne organizăm. Bineînțeles că eu, fiind actor, fiind absolvent de teatru, m-am dus puțin în zona asta și m-am întâlnit cu primii, să spunem, magicieni, iluzioniști, cu ștate și cu istorie de aici, din țară. Primul a fost Robertino, cu care mă știam de ceva vreme, după care m-am întâlnit cu acest domn Retas, care a reacționat foarte, foarte ciudat, pentru că el cocheta cu teatru. Nu știu dacă știți, ați apucat să vorbiți, am înțeles că ați mai vorbit și cu unul din studenții lui. El cocheta foarte tare cu teatru. El era într-o parte din asta foarte elegantă și spunea că iluzionismul trebuie să meargă și în teatru și în circ, dar el special avea o poveste de a juca și a prezenta în teatru. El a fost, să ne gândim că el a avut spectacole la Ateneu Român, adică a avut niște prezentări de excepție. Mi-aduc aminte că, și cred că sunt și niște afișe, te-am trimis un link, poate la un moment dat să le vedem,
sugestiune și hipnotism sau ceva de genul ăsta, spectacole care se întâmplau undeva cu 50-60 de ani, habar n-am, dacă nu mai mult, 70 de ani, dar deci vorbim de un trecut destul de important, mai ales că dânsul a fost și la un moment dat președintele Federației Mondiale de Magie și punctam comisia de profil la vremea respectivă. Dar hai să ne ducem puțin în spate și să vedem cum am rezonat noi, pentru că dânsul avea o vârstă și eu eram dornic să înființez un teatru de magie. De ce? Pentru că eram un absolvent de teatru până la urmă și m-am desfășurat în contractele în Asia ca un artist actor mai mult, fie că foloseam mesajele, proiectele non-verbale și cu iluzionismul, care era o combinație, asta era clar, și cu partenera mea de atunci, Stefania Bonică. Prezentam o formă cu balet, cu pantomimă, cu magie și așa mai departe. Și a fost foarte încântat de povestea mea și am plănuit să înființăm acest teatru de magie. Bineînțeles că a început o râcă între noi, râcă frumoasă, cred să spun așa, pentru că el spunea teatru de artă magică, iar eu îi spuneam teatru de magie. Și ne-am certat puțin la modul frumos, bineînțeles. Ne-am contrazis frumos la un mic și o bere, pentru că trebuie să știți, dacă ai poza respectivă de la Muzeul Literaturii, acolo ne întâlneam. Și prima dată când m-am întâlnit a fost foarte ciudat, pentru că el, având o vârstă, să nu fac o greșeală, m-a chemat aici să iau și eu, comand o apă plată sau. Și din start, când a venit ospătarul, el a spus 4 mici, 2 beri și 4 mici pentru dânsul și haide să începem să vorbim. A fost interesat, pentru că un om deosebit de deschis și important în lumea asta a teatrului, mă refer, era foarte implicat. Era profesor la UNATC, preda magia, am fost la un examen de an acolo, el avea o clasă, dacă nu mă înșel, și studenții domniei sale, care acum sunt magicieni, erau în acel examen. Era simpatic pentru că era o primă generație de absolvenți. Nu era clasă de magie, dar erau niște actori care foloseau magia ca a aduce abilitățile în exprimarea artistică teatrală de atunci, de la vremea aceea. Foarte interesant, pentru că am pornit la drum și am spus, bine, mă apuc să fac spectacolul de inaugurare al Teatrului de Magie. Din păcate, dânsul n-a mai apucat să mai vadă. Exact când noi am avut premiera, eu l-am căutat în vara respectivă, nu a mai răspuns. Am făcut premiera la Notara, în noiembrie, dacă nu mă înșel, 2008. Și de-abia după aia, următoarea vară, am zis, domnule, o fi plecat, o fi întâmplat. Chiar dacă eu știam că el trebuie să meargă să se opereze, pentru că era, cum spunea domnia sa, ceva minor, așa spunea, mai mă duc să am ceva minor să rezolv. Era de un munte de om, trebuie să spunem asta. Și ce era și mai interesant, de asta cumva m-am apropiat, tatăl meu, regizor de teatru și de televiziune, umbla mai tot timpul la cravată, costum cravată. Și în clipa în care m-am întâlnit cu el, a fost foarte interesant, pentru că el, chiar dacă venea de Namzei, pentru că locuia acolo într-o garsonieră, vorba aia, 3 metri, era la costum și la cravată. Sau la cămașă, cel puțin. Chiar dacă era vară, era de o formă, de o eleganță ieșită din comun. Asta nu înseamnă că ceilalți magicieni sau ceilalți iluzioniști, scamatori, nu au această eleganță. Pentru că, până la urmă, meseria asta impune și respect și așa mai departe prin prezență. A fost foarte interesant. Din păcate, n-am reușit să facem împreună acest spectacol. Gândisem o strategie de a-l aduce pe scenă să spună două vorbe sau să rearate ceva, eventual, într-o formă. N-a fost să fie. Dar am câteva întâmplări, am și un manuscris secret, spunea el, vezi că ți-l dau cu limbă de moarte, așa să-l ai și la un moment dat să-l lași mai departe. Nu mai era cazul, pentru că domnia asta nu știa, nu mai era conectat la toată povestea asta cu internetul și cu tot ceea ce ne-a doborât pe noi în zilele noastre.
dar avea mister. Poate că asta ar fi de reținut și de dat mai departe celor care vor veni. Sincer, trebuie să precizez treaba asta. Se cam pierde misterul. Deci, fie că de la internet, de la aceste întâmplări nefericite cu statul în casă și așa mai departe, fie că noi poate greșim și așa mai departe, pentru că intrând în viața asta nebună pentru a câștiga și a supraviețui și așa mai departe, intrăm într-o formă destul de ieftină de prezentare. Nu vreau să intru în detalii, dar se pierde din mister, iar acest om avea mister. Acum, dacă ar fi să trecem de la Maestru Retas, da, așa cum știam și curând să vom reveni și în clipa în care mi-aduc aminte, secundă că nu știu ce, cred că mi-a apărut ceva aici. Mă vedeți, da? E ok? Da, te mai văd, da, te vedem și e ok, în regulă. S-a întors pentru o secundă camera. Am preluat în anii ăștia și revin după aceea la istoricul teatrului de magie. Am preluat recuzita, dacă vreți, și am ca un muzeu aici, Casa Magicianului, avem și sediu. Pare rău că n-am reușit să poată să unim, pentru că mai sunt câteva persoane, personalități din lumea noastră care au recuzită și recuzită veche. Poate că ar fi interesant la un moment dat să unim puțin forțele și să aducem această recuzită într-o formă de muzeu, poate chiar virtual, nu neapărat el să fie fizic, dar un muzeu virtual și chiar să specificăm de unde sunt preluate aceste trupuri, pentru că asta a fost și ideea mea când ne-am pus la masă la vremea respectivă, că în paralel lucram și pentru a înființa binecunoscutul Amir, da? Și avem și primele întâlniri de acolo. Asta am și dorit cumva să avem, protejăm pe acești oameni, pentru că, și aici trebuie să-i mulțumesc și lui Robertino, pentru că el mi-a făcut legătura și vorbea de Sasu Benedict. Chiar m-am ținut, hai să mergem să-l văd, să-l cunosc. Și bine am făcut, pentru că l-am prins de câteva ori. Am apucat să stăm puțin de vorbă, după care nu l-am mai prins. O să ajungem și la Sasu Benedict. Și aici, cumva mă doare că n-am reușit treaba asta. Poate că nici eu n-am știut, venind din străinătate și chiar și Dan Bookfink, n-am reușit la un moment dat să ajungem să comunicăm cum trebuie și n-am reușit să creăm această protecție pentru cei bătrâni. Că aici despre asta vorbim. Și Retas, și Sasu Benedict, și alți magicieni, mi-aduc aminte acum câțiva ani m-a sunat Ernesto. N-am apucat să-l văd, am vorbit de multe ori cu el la telefon. Efectiv, oamenii ăștia au murit în mizerie și asta cred că cumva suntem vinovați toți, în egală măsură, că n-am reușit să facem cumva această uniune pentru a-i sprijini, nu? Pe final de carieră și de viață, să-i sprijinim, să le facem cumva trecerea mai. Ne luăm cu viața, ne luăm cu ego-ul și cu tot ceea ce avem noi ca artiști, magicieni, iluzioniști și așa mai departe. Și uităm că avem niște bătrâni care, la un moment dat, nemai având forță, nu au statut, nu au pensii și așa mai departe, o să ajungem și poate două vorbe să spunem și despre Federația de Magie. Cum să nu? O să le luăm pe toate la rând. Acum, la Sastu Benedict s-a întâmplat o chestie foarte ciudată și efectiv mi s-a făcut rușine. Eu nu sunt, și știm foarte bine, eu nu sunt un tehnician, am mers pe varianta de tehnică. Mi-a plăcut scena, îmi place să joc, îmi plac personajele și așa mai departe. Dar când ajungi la un om care are 80 și nu știu cât avea 84 de ani, ceva de genul ăsta, și cu mâinile așa, uite, este foarte interesant cu Robertino și cu Sasu Benedict, să vezi că el are pe bibliotecă așa, erau vreo 10-15 pachete de cărți, efectiv, toate cu aranjate, și să vezi că el începe să facă o manipulație cu cărțile la 84 de ani, efectiv, se face puțin așa, adică vine să stai în picioare, știi? E foarte, foarte interesantă relația cu cei din generația aceea, da?
Poate că ar fi interesant la un moment dat să vorbim. Am avut o întâlnire de curând cu maestru Toredo și s-a părut extraordinar întâlnirea asta, să vezi un om care la 80 și ceva de ani, și de asta e important să-l menționăm, are atâta viață. Deci efectiv am rămas uimit și nu vă mai spun, poate vorbim și de dânsul, dar sunt convins că o să poate îl inviți să stați unde vorbă, câtă, nu știu să spun, poftă de viață și de a vorbi despre magie, despre istorie, despre trecut și despre cum glumesc oamenii ăștia. Cred că aveau ceva în trecut, aveau altă, nu știu, altă combinație în ADN, ca să spun așa. Și e de adus, și pentru asta te felicit pentru inițiativă, te-a adus și de stat de vorbă despre acești oameni. Dar Sasul Benedict la 84 de ani, dacă nu mă înșel, cam atât avea, incredibil cum povestea despre magie și se ferea de acea femeie de serviciu care, nu știu ce se întâmpla în casa respectivă, îi făcea curățenie, ceva de genul ăsta. Am aflat mai târziu că după ce a murit, nu știu ce s-a întâmplat, i-au preluat apartamentul, i-au și grăbit puțin nervozitate și asta n-ar trebui să se întâmple. Asta spuneam și, băi, odată ce înființăm Amirul, hai să facem primul pas ăsta, ar fi trebuit să fie, să ne protejăm pe oamenii ăștia care, deci nu l-am mai prins, au fost câteva luni, un an, după un an de zile ne-am dus și murit. Deci e tragic, adică măcar doar pentru asta ar trebui să existe o uniune. Pentru că, uite, acum au venit ceilalți la rând și numai decât venim noi la rând. Da? Vin cei tineri și venim la rând, da, pe generație. Ar trebui cumva lăsată povestea asta ca să... mergem înainte. Deci sunt alții care știu mult mai multe din spate, dar am încercat să mă duc, pentru că eram absolvent de teatru, să creez această istorie a iluzionismului, pentru că am fost obligat în teza de doctorat. Acum o să puntez puțin în partea asta. Am vrut să certific, din punct de vedere universitar, combinația pe care eu o făceam, în sensul că eu nu puneam un costum pe mine de iluzionist sau de arab sau de mai știu eu ce, dar eu eram tot Andrei Teașcă. Nu, eram în structura de teatru, de a aduce personajele interpretative și cu situație scenică și cu regie, deci m-am dus concret către teatru, nu mai avea neapărat legătură cu iluzionismul, dar mă foloseam de trucuri și de tot ce înseamnă recuzita din arta magiei, arta iluzionismului. Da? Și am spus, trebuie să certific acest actor magician, era varianta mea, pe care merg și acum, și m-am apucat un doctorat. A fost destul de complicat, pentru că mi-a luat 5 ani, n-au vrut să mă lase, pentru că ei au spus că nu ai cum să vii cu o variantă care nu are o bază. Adică ce înseamnă bază? La nivelul ăsta însemna că trebuie să mai fi scris cineva așa ceva. Sau să ai niște documentație din punctul ăsta de vedere, o bază, să te legi de ceva. Și atunci a fost nevoit să leg de teatru mai mult și să aduc în zona de teatru povestea asta. Și am început o muncă nebună să caut tot ce înseamnă certificări, atenție, pentru că nu e așa, asta trebuie să știe telespectatorii tăi, ai noștri, trebuie să se știe că noi putem, noi toți să scriem o carte. Sau așa cum credem, sau cum ne aducem aminte, sau și așa mai departe. Dar ea trebuie făcută în norme. În normele și regulile jocului universitar, academic și așa mai departe. Trebuie să mă leg de citate și de tot ce înseamnă dovezi palpabile, adică științific vorbind, de urme ale iluzionismului, istorie și așa mai departe. Bineînțeles că de la Biblioteca Națională până la biblioteci din Franța sau cărți pe care le mai aveam, după care în prezent a trebuit să mă leg de poveștile magicienilor mai în vârstă care au avut amabilitatea să-mi povestească, a trebuit să fac aceste înscrieri și consemnări pentru a aduce în evidență tot ceea ce s-a întâmplat
până în zilele noastre. Acum am făcut tot ce am putut, urmând pașii aceștia despre care v-am vorbit, din punct de vedere academic. N-aveam cum să ies din schema asta, pentru că sunt niște norme, da? În clipa în care mergi în zona universitară, sunt niște norme. Și mă bucur tare pentru că acum, după atâta luptă, am ajuns să ne aducem aminte de RETA și predau eu la UNATC acest modul de magie în arta teatrală. Și pentru actorul care a trebuit să aibă anumite abilități, că până la urmă asta învață să ce face cu mâinile, unde le pune, unde le bagă, unde... Și odată ce aduci magia ca îndemânare și ca leitmotiv, poți foarte bine să... Și de ce nu? Uite că sunt unii care îmbrățișează această meserie elegantă și eu vorbesc mult, să știi, dar dacă simți nevoia da, să mă... Eu simt nevoia să le spun oamenilor că din ce mi-ai zis, vorbești despre un doctorat pe care l-ai susținut în urmă cu un an sau doi. L-ai încheiat 17. În urmă cu un an... 2017. În 2017, așa. Ei, și ai făcut un research de 5 ani de zile pe istoria iluzionismului în general, dar și, exact, despre asta e vorba, așa, dar și istoria iluzionismului românesc, o parte din istoria iluzionismului românesc. Care ar fi o paralelă între ce se întâmplă în afară, dacă poți să ne povestești ca paralelă, între ce se întâmplă în afara României și ce s-a întâmplat în România, că ușor, ușor, parcă s-au topit magicienii imediat după anii 50-60. Am să povestesc și eu ce știu. Sunt alții în măsură să spună că au trăit atunci. Dar ce știu eu și ce am studiat și am reușit să vorbesc cu în anii ăștia, 12 ani, 13 ani de cercetare, este foarte clar că noi am pierdut startul. Sau în sensul că n-am fost pe picior de egalitate. Adică oamenii noștri, magicienii noștri s-au chinuit foarte tare. Și uiteam aici, am o geantă de la... Doar să se arăt doar așa, ca idee, de la Sigvari. Eu am preluat asta, spuneam la un moment dat, mai uit și revin cu ideile. Da, da, da. Am preluat recuzita familiei Iosef. Am preluat recuzita familiei Sigvari și mai am încă două surprize, o să vă spun. Ideea este că așa este, când ești pasionat, arunci cu bani în stânga și în dreapta ca să aduci din istorie și nu numai. Ideea este că noi ar trebui să-i ajutăm, pentru că noi, cumpărând această recuzită, să-i ajutăm pe ei, pentru că aveau nevoie de asta, de bani și de finanțe. Da? Mi-aduc aminte că ultimul nepotul care rămăsește și care mi-a predat mie recuzita familiei Iosefini, da? Era pe moarte sărat. Deci avea respirat cu aparat. Am mai trăit de când am preluat eu cam un an de zile sau jumătate de an, un an de zile, cam așa a trăit. Deci cumva, nu știu, am ajuns pe ultima sută de metri, am făcut tot ce am putut, dar sunt costuri, au fost tot felul, dar ce vreau să arăt? Vreau să arăt cum organizau. Noi nu suntem în stare să facem așa ceva. Deci uite, o geantă făcută manual, nu știu dacă se vede cât de cât. Da, o secundă să-i fac un close. Așa. Deci, e manual, uite cum erau toate aranjate. Eu recunosc că nici eu nu am, e o dezordine, un haos total pe la mine prin trucuri pe aici, dar e incredibil cum le aranjau și cum tăiau și cum construiau. Nu exista magazin. Asta pe mine m-a lăsând la o parte ce s-a întâmplat și cum se descurcau, pe mine m-a lăsat mască cum erau de organizat. Uite-te puțin aici la cum sunt aranjate pachetele astea de cărți, care mai de care, deci într-o ordine și le scoteau din, da, și le foloseau în spectacol după care le aranjau. Poate și pe Penelopa, dacă o invit să spună, ea știe, există o pentru că a trăit și ți-am spus și familia Toredo, deci ei sunt în zona de circ, foarte foarte bine să ți prezinte din punctul lor de vedere. Din punctul meu de vedere, noi am avut 60 de ani, 50-60 de ani de comunism. A fost foarte greu pentru acești oameni să se descurce. Au fost interziși, au fost
undeva făceau tot felul de înțelegeri să poată să se descurce, să mănânce o pâine și așa mai departe. Nu mai spun de partea cu atestate, o să ajungem și acolo. După 90 s-a întâmplat povestea asta și cu internetul, și cu aceste organizații mondiale care au urcat foarte tare. Tot, noi am venit din comunism, am trecut în socialism și iată că nici nu știm în ce naiba trăim acum. Adică e încă artist, uite, noi suntem ultimii, a dat relaxare și noi suntem ultimii care așteptăm să ne dea și nouă voie să facem niște spectacole. Deci, întotdeauna artistul, fie că vorbim de actori, de teatru, de circ, de ambulanți, de tot ce înseamnă liberi profesioniști, au fost cumva pe la urmă, așa, la urma sacului. Educația, arta, cultura trebuie să fie mai ușor, forma asta de mentorat, mai la coadă, pentru că noi așa, noi fiind atât de liberi, putem să fim repere și asta trebuie să fim mentori și să dăm mai departe această libertate pe care ne desfășurăm și trăim viața. Da? Deci, din punctul ăsta de vedere, n-am avut. Eu venind din Asia și mai sunt și alți magicieni care au văzut și acolo. Era foarte greu să facem așa ceva, dar am încercat. Am încercat, doar că noi venim cu un bagaj de la părinții noștri, de la sistemul în care am trăit, da? Ne-a prins undeva pe la jumătate Revoluția. N-am putut. Probabil că trebuie să treacă niște ani, o generație, să putem să ne punem la masă și să. Te aduce aminte că eram împreună la Sofia, da? La acel campionat mondial și tot nu am reușit. Te aduce aminte ce a spus președintele Grecia, asociației din Grecia, care ei zâmbeau. Noi aveam balele noastre acolo și ei Și zâmbeau și noi facem. am avut doi câștigători în acel concurs, eu și cu Marius, cu Verdini, am câștigat premii acolo și oamenii nu știau de unde venim, de a cui Și Nica suntem câștigă. noi. Pe manipulație. Și Nic Mihale. Da, Și Cristina. exact. Ai înțeles? Deci, cumva, și că vorbim din teatru de magie sau din partea voastră, cum ați fost vă organizați, culmea, eram în același loc împreună și nu reușeam să coalizez. Și ei râdeau, că asta pe mine m-a interesat, ei zâmbeau și prin ce treceți voi acum, noi am trecut acum 20 de ani. Aia a fost, nu știu dacă ți-ai aminte, foarte tare a fost și zic că e Da. clar, ne mai trebuie 20 de ani ca să reușim să. Chiar vorbeam cu Dan la un moment dat, bă, peste 20 de ani poate cine știe dacă mai trăim, ne punem să ne organizăm. Bun. De când acum de la partea asta, la partea de federație, când eu am considerat că ar trebui, știam de partea de certificate, știam că exista atâta nevoie de. M-am dus și eu la un moment dat că mi-a trebuit pentru a organiza și am fost umilit la Ministerul Culturii. Că erau în comisie niște, unul era dirijor, altul era nu știu ce naiba, dar nu aveam nicio legătură nici cu magia, nici cu nimic. Deci era așa. Am zis, bă, stai așa, că trebuie să cumva să facem povestea asta. Și am implementat în nomenclatură, am dezvoltat standardul ocupațional, avem criterii de activitate. Ce m-a întristat foarte tare și asta, de asta, probabil că ați văzut că în ultimii ani nu m-am mai. Eu am fost foarte vehement, așa, ne aducem aminte contradicțiile. Ce m-a întristat foarte tare că m-am dus la președintele Federației Mondiale, da, la FISP, și era și Peter Din și Domnul Domenico Dante sau la cine? Dante, dar și cu Peter Din, vicepreședinte. Și le-am arătat, le-am spus, uite ce avem, am făcut, am reușit să facem asta, eu crezând că ei aveau deja. Am reușit să facem și noi și putem oferi noi prin federație de profil, putem oferi certificate de magician ca și noi și magicienii noștri să fie protejați, să poată să facă firmă la un moment dat, pensie și așa. Și el s-a uitat așa și zice, păi dar noi, nu există așa ceva. M-am trezit că suntem singurii din Europa care putem acorda aceste certificate. Da, și ce folos? Că ei mi-au spus, păi da, putem să facem, dar ăștia au, magicienii de obicei au al doilea job la ei, știi? Că mulți dintre ei Da, au da, da. un job și e de hobby magia. Stai, bă, că Exact. noi murim de foame, noi ne ducem, plătim facturile, din asta câștigăm, din asta trăim. Aia a fost pentru mine punctul când am zis bat în retragere, cu toți banii pe care i-am băgat din buzunar pentru federație și chiar mă gândeam și vorbeam și cu Penelopa, facem o lege a magicianului, nu am mai putut. Adică, sincer, m-a dezarmat puțin atitudinea lor de
Poemia respectivă, FISM-ul e organizat foarte bine. Știm că, da, și Teatrul de Magie, și Amiru, deci avem două, practic, cluburi de România, membre, da, în FISM. În FISM, da, da. Din punctul meu de vedere personal, m-a dezamăgit puțin, pentru că eu am crezut că putem duce mai mult. Și știm acum că suntem triști din punctul ăsta de vedere. Noi nu reușim să stăm lângă actori, coregrafi, regizori, și așa mai departe, da? Deci oricât ne-am chinuit, nu știu, iluzionist. Ei au istorie, Andrei, noi n-avem. Noi, uite, acum încercăm să o construim. Ei au teatre, au sedii, au profesori, au universități, au cărți din domeniu. Noi nu avem absolut nimic. Noi suntem orfani. Exact. Păi de asta îmi pare rău că, uite, vorbeam cu cineva. Dacă vrei să te faci, eu termin și psihologia acum, am apucat de terapie, de hipnoză, dar am zis să fie certificările că... Na. M-am făcut student cum ar veni la vârsta mea, ca să zic așa. Învățăm toată viața la asta. Și există colegiul psihologilor, colegiul medicilor, colegiul uniterul, care se de actori de teatru, și așa mai departe. Da? Noi n-am reușit. Magicieni, da, nu avem nimic în formă. Avem, din punct de vedere structură, avem la nivel de implementat, doar că noi n-am reușit. Noi, efectiv, noi profesioniștii, noi oamenii, să ajungem să facem asta. Din păcate, asta este probabil că noi toți vom... Poate trebuie să treacă niște ani, habar n-am. Ideea este că e un pas înainte, asta încă o dată spun și te felicit că faci emisiunea asta sau ce este, interviurile respective. Poate cine știe, poate la un moment dat se vor regla. Mai ales că, atenție, există fonduri, există, dar atenție, structurat. Te aduce aminte ce a spus, nu mai știu, cred că președintele asociației din Turcia, nu mai știu ce a spus, face, uniți-vă și veți câștiga. Te aduce aminte? Uniți-vă și veți câștiga. Noi vă vom susține și ăla are mai mulți bani, nu știu, da, cred că... Da. Și noi vă vom susține, noi vă vom trimite finanțări. De? A fost interesant, da. Probabil că să ne aștepte 20 de ani și cu siguranță vom merge să ne prezentăm. Acum aș vrea să trec puțin la partea asta de urmași. Am crezut foarte tare că un artist, magician, iluzionist, ar trebui să se prezinte într-un fel pe scenă. Și am punctat în cadrul Teatrului de Magie, Academia de Magie, care era juniorul, să spunem, Teatrului de Magie, am adus oameni care să vină din spate și să îmbine această formă de expresie artistică, mai cu actorie, mai cu prezentare, chiar dacă nu era neapărat o performanță deosebită în ale manipulării sau trucurilor, sau, deci nu erau, dar îmi plăceau poveștile și îmi plăceau, zis, mă, o gașcă de oameni ar trebui să vină așa, pe drumul ăsta. Era o chestie personală. Și într-adevăr, a dat roate, în sensul că, nu știu dacă e cazul să prezentăm de la Cristina Trecoputo până la Antonio, Nic, sunt atâția care au fost pe la... Au Lungu, Vlad Grigorescu, Emil, Antonio, adică... Emil Drăgan, da, ei erau deja, Paul și Vlad, erau deja, avuseseră niște ieșiri pe la poduș, dar a fost o uniune de bună, cum să spun... Bună adunare, ca să zic așa. Am menționat în carte că o să urmeze, trebuia să am și lansarea cărții și o să vă invit și o să vă prezint la un moment dat când scot cartea, că e la părit, doar că din cauza acestor întâmplări cu discursul ăsta n-am reușit să fac lansarea. Am încercat să creionez, să prezint toată activitatea pe care am avut-o cu Teatrul de Magie de atâta timp și ce este mai eu de notat, participările internaționale. Adică au fost câteva întâlniri foarte interesante și la un moment dat am fost pe punctul de a înființa Teatrul de Magie de Primăria București. Asta a fost, eram cât paci, pentru că ar fi avut de câștigat toată Breazla, veneau fonduri de la primărie, da? Ar fi venit fonduri și puteam să facem angajări, adică noi să ne angajăm pe noi. Ar fi fost o super... Dincolo de asta, da, dincolo de asta exista un nucleu de organizare, un nucleu la care să adere mai mulți magicieni, înțeleg. Sigur, dar puteam să plătesc, puteam să dau salarii, adică era altceva dacă aș fi avut bani de la stat, nu? Că
să treci de la privat, unde te crei în funcție de venituri să plătești, că erau 6 oameni care aveau carte de muncă la mine, da? Magicienii despre care am vorbit, care după aia fiecare a plecat la un moment dat pe drum Cezar, da? Au plecat fiecare pe drumuri, da? După care am reușit să fac certificări, am avut 3 certificări pe aceste certificate europene, doar că n-am reușit să scot, eu am băgat bani din buzunar, am creat toată povestea asta, după fiecare am luat, cred că 400 de lei de la fiecare, ceva de genul. Ia gândește-te, 4-5 mii de euro băgați în toată tevatura cu statul și legal construită, da? La vedere parteneria cu Ministerul Muncii și Ministerul Educației, și după aia o să cer, așa mi-a fost jenă să le cer, câte 400 de lei am luat la fiecare. Și am zis, bă, hai că încercăm să luăm... asta a fost. Au și ajutat, pentru că trebuie să spunem că prin federație, la un moment dat, am fost obligat să cer părerile magicienilor din țară. Și a trebuit să mă duc, fie că m-am dus la Oradea, fie că m-am dus la Sfântul Gheorghe, fie că m-am dus la Ploiești, fiecare. Deci am fost, practic, la ceilalți magicieni, care au răspuns la câteva întrebări. Eram obligat de statul român să am o cât de cât o evidență ce este magicianul, că până la urmă asta a dezvoltat. Nu m-am apucat eu să fac singur ce e magicianul și să fac un standard de ocupat. Fiecare și-a dat cu părerea într-un... că totul e cu acte, adică nu a fost făcut fără, da? Dar a fost o muncă și mulți bani investiți. Am reușit să facem, am oprit din momentan treaba asta pentru că sunt niște costuri de autorizare pe care n-are rost să le mai fac, da? Dar asta o să rămână undeva în aer și vom vedea dacă la un moment dat vom considera să ne întoarcem și să ne punem la o masă și să discutăm cu toții. Pentru că, din păcate, am primit nenumărate și reclamații pe federație. Am primit nenumărate telefoane de la colegi care spun că se întâmplă tot felul de chestii în țară, prin țară, și că ar trebui să luăm niște măsuri. Acum, eu nu pot să iau măsuri de unul singur. Dacă cumva la un moment dat ne vom pune să discutăm, să vedem că există, așa cum vorbeam cu Dan și ziceam, bă, dacă cumva la un moment dat ne punem la o masă, ar trebui făcut un registru al magicienilor, o evidență, adică să vedem pe unde suntem, cine sunt, nu ca să ne controlăm, ci în primul rând să știm unii de alții. Ai nevoie, suni, unde naiba suni, dacă îți vine un control, îți vine o chestie, ai o problemă din punct de vedere, nu știu, organizare, fisc, te lovești de niște treburi, da? Nu ne sunăm între noi să ne întrebăm, să cere ajutor, să ne mai întrebăm. Ne mai întrebăm așa, că ne sunăm. Da. Magicienii din trecut ajutau în trecut, adică se sunau, se întâlneau, aveau un club al lor, aveau un restaurant, un bar al lor unde se întâlneau. Undeva, uite, asta mai povestea și povesteau că exista și acolo la Dunărea, existau unde se întâlneau și cu alți artiști și nu numai, mai ales că erau multe baruri. Eu am prins și eu de la Ambasador până la Casino Victoria, Vernescu, erau multe melodii înainte, erau multe baruri, adică aveau unde să lucreze. A, uite, și chiar poate stai de vorbă și cu, e un om deosebit, pot să-l chem și pe el, cum îl cheamă, Doamne, uite ce, să nu mă fac de râs. Îmi aduc aminte, am un laptop acum, emoții ce vrei, dar tot repede așa. Da, existau, se întâlneau și acum știu că ei se mai sună și se anunță, adică vezi că mă duc încolo, mă duc pe traseul respectiv, mă duc. Acum, clar că există și tot felul de, mai, ne mai râcăim, ne mai sunăm, ne mai, că e normal să se întâmple, dar totuși nu aveau răceala asta, ce îmi face mie impresia. Sper să nu mă, că nu reușeau să se coalizeze într-o formă de execuție oficială, dar erau, parcă totuși erau mai, știi? Da. Cred că mi-a atras atenția, da, mi-a atras atenția că mi-a zis pe la începutul discuției că domnul Retas a fost președintele societăților de magie. În ce perioadă? Magie, da, da. Sper să nu vorbesc prostii. Uite, aveam undeva, dacă nu mă înșel, în anii 60, 70, pe acolo. Sper să nu vorbesc prostii. O să verific și o să-ți spun. Am o hârtie, o ștampilă, deci era și în comisia
fismului de atunci, da? Cum îi spunea altfel. Da, 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 el a fost președinte pentru perioada de timp. O să mă uit și o să-ți spun exact. Trebuie acum adus în discuție și Iosef Fini, pentru că până la urmă el a fost cel care a 20 de ani de directorat în sistem. El a ajutat pe artiștii magicieni, el a acordat acele atestate de pe vremuri. Aici nu știu, poate dacă îl vei avea ca invitat pe Leonard, o să spună mai multe. Dacă nu, eu pot să creionez așa. A fost principalul, alături de Retas, a fost principalul în sistem, atenție, adică cu hârțogăraia, ca să ne înțelegem, că unii mai sunt și cu hârțogăraie, care a implementat și chiar, uite, povesteau cei mai în vârstă, că nu era un om răutăcios sau dădea aceste atestate. Asta ar trebui să ne dea de gândit, pentru că avea această dă-i mă, bă, dar muncești, știi? Adică hai, pune-te mă muncă, hai. Dacă nu dădea a doua oară, îi dădea, hai mă că meriți și tu, hai că... Și încuraja. Asta e ok, adică lasă totuși, având forța pe mână, da? Pentru că la el era sabia, e ok din punctul ăsta de vedere. Ne transmite un gând de bine și nu, să nu uităm cărțile care au rămas. Pentru că să ne înțelegem, și la vremea respectivă, și Retas, care a avut ani de zile trusa magică, Retas, era în sistem. Chiar dacă săracul primea, cum a povestit, primea un nimic, un mărunțiș. Deci îi se vindea trusa asta, Retas, prin toată țara, da? Și el lua 3 lei pe ceva mizer. Culmea, când eu am vrut să îmi cumpăr, m-am mutat la un moment dat, acum 10 ani, am vrut să cumpăr o garsonieră. Nu știu dacă potrivire sau hazardul sau că nu e cazul la noi să vorbim de destin, așa că noi îl putem modifica, da? O glumă așa. Cel de la imobiliare, unde crezi că m-a dus și ce garsonieră să văd să cumpăr ca propunere? A rămas mască. La, din blocul din piața Amzei, garsoniera domnului Retas. Dar atenție, nu știu dacă voi ați fost sau... Studenții lui au fost cu siguranță, pentru că mi-au povestit cei de acolo că au reușit să ia din recuzita, că i-au aruncat recuzita, nu știu ce s-a întâmplat, adică femeile de serviciu după acolo, după administrator. Și era o garsonieră micuță, foarte mică, deci el mai avea niște trucuri, dar nu mai avea ceva deosebit de... A avut chestii mici, manuscrisele astea pe care o să le găsesc și o să le... O să ți le dau eventual să le poți pune pentru a fi studiate. Ce îmi pare rău este că nu mai văd acum, asta ar fi de menționat, nu mai văd acea poftă de invenție, poftă de istorie, de a lăsa ceva în urmă. Erau niște scrieri, oamenii scriau chestiile astea, să inventeze. Ce vezi? Ăsta este, ți-l dau cu limbă de moarte, nu dai cuiva, să nu vadă, nu e pentru tine. E foarte simpatic, adică ca atitudine, ca eleganță. Erau eleganți, aveau o maniere, aveau prezență. Păi acum pot să spun, nu știu dacă o să ne urmărească, dar m-am văzut de curând, am spus cu maestru Toredo. Păi vreau să spun că eram îmbrăcat, nu venea să cred. Deci de o eleganță așa, de ieșit tot în comun. Întotdeauna, domnul Tuțurică, întotdeauna a fost de o eleganță extraordinară, are o mașină elegantă, e de o clasă specială. Parfumul așa, știi? Da, da, da. E interesant. Poate am vrut la un moment dat să facem, am mai făcut niște băute așa între noi, am mai chemat, ne-am mai văzut. Dar poate că ar trebui, că nu ne-am văzut toți. Dar interesant să mai facem așa. Ce să zic? Hai că le-am amestecat puțin. Da. La Retas. Avea un stil anume de a preda la un ATC pentru actori. Asta mi-a plăcut foarte tare. Vreau să spun că toți cei care eram în public, era un examen de an al studenților, am rămas mască. Avea și niște trucuri, nu ceva foarte... Dar asta spun și asta mi-a plăcut întotdeauna, că efectul începe cu prezentarea.
cum te prezinți, cum... El avea chestia asta așa de intra, era un bigram de costum. Din prezentare erai deja setat într-o hipnoză a spectacolului, știi? Foarte, foarte. Și toți studenții au fost un examen reușit. Foarte, foarte bun. Nu știu dacă a greșit cineva. Adică a fost ceva deosebit. Poate cei care au fost studenți să menționeze, dar mie mi-a plăcut foarte tare și avea o, cum să spun eu, o aliură de mentor, de nu de profesor, că profesor deja nu e un, nu mai e un termen. Mentor, mentorat. De a da mai departe. Până la urmă, ce să facem? Noi nu ținem în bucătăria noastră, da? Și acum, uite, pot să spun pentru prima dată că... sau poate că nu. Hai să o spun, bine. Eu am avut chestia asta de a mai dură, așa, mai, știi, mai rigidă, de disciplină. Dar era o formă, pentru că trebuia să mă folosesc de o tactică, da? Să pot să-l schimb pe om. Gândiți-vă că erau oameni care veneau, nu aveau legătură. Eu eram băiat de regizor, ok, am fost întotdeauna cumva mai alintat din punctul ăsta de vedere. Am crescut în televiziune, dar ei nu aveau de unde să știe. Și cu tânărul din ziua de azi, cum mai lucrez? Că ei au internet, au... Și a trebuit să-i păcălesc frumos, ca să spun așa, știi? Chiar dacă a durut puțin și am auzit și comentarii și am... E ok. E ok pentru că pe noi până la urmă ce ne mulțumește? Ne mulțumește să dăm mai departe și acești oameni să meargă în viață. Adică dacă ei prestează, dacă sunt în schema de viața artistică, asta trebuie să ne bucure până la urmă. Da? Că ce facem? Intrăm oricum, mergem spre 50, ieșim încolo, ieșim pe traseu. Da? Că nici tu nu ești departe, adică ești pe acolo. Mă pregătesc de seniorat. Spuneai la un moment dat că te-ai întâlnit cu domnul Sasu de câteva ori. Spune-mi puțin, spune că imediat lua cărțile, îți făcea un truc, făcea manipulații cu cărțile. Și poate spune și Robertino că eram împreună acolo, eu nu am rămas mască. Deci, uite așa erau, pe o bibliotecă, aranjate, și unul studia zilnic. Deci avea ore... Un om pensionar, un om sărac, vă dați seama că a murit în jumătate de an, murea, adică noi nu știam asta, sau un an, ceva, deci nu mai știu exact, sper să nu greșesc, dar... Și a început să ne arate. Că de asta și pozele respective. El era în pijama. Așa era, la îngă. Era în pijama și începuse să facă și manipulări. Și... Deci era cam așa, adică, domnule... Domnul Sasu a avut copii? Nu știu să spun asta, nu. Din punct, din... Dar... Clar că nu, pentru că știu că a spus ce mă fac, că vor ăștia să-mi ia apartamentul. Vor ăștia să-mi ia. Și era o doamnă pe acolo care tot... Și până la urmă s-a întâmplat asta, nu mai mi-aduc aminte, sper că Robert, dacă e să mai confirme. Am rămas așa și am zis, bă, dar trebuie să facem ceva mă, cu asociația. Ai mai repede să înființăm amirul ăsta, să vedem cum facem. Să... Bă, era... Am fi dat noi, dacă noi toți spuneam, eram organizați și am fi pus câte 3 lei fiecare, 7 lei. Da? Era altă treabă, îl ajutam cu ceva sau ca organizație puteam să mergem în instanță, să îi obținem ceva. Așa a murit într-o mizerie, au fost aruncate toate lucrurile. Avea o carte foarte interesantă acolo și ne vorbea cu atâta pasiune despre... N-am reușit, am undeva video, o să vă trimit și videouri. Că am și filmat în o zi, să vă arăt cum faci 84 de ani, să vezi ce... Eu recunosc. Da. Da, eu nu, m-am rămas prost, ce sunt, pe românești. Da. Aveau altă... Acum avem alt material, cei tineri au alt material, mă uit că totuși se merge și... Acum suntem între noi. Nu-mi place ce se întâmplă exact la televizor, s-a dus tot într-o formă de cabotinism, așa spune în teatru. Dar înțeleg și că nu ai de ales, că televiziunile au tot cerut să se... bla bla, și te zăduci. Dar s-a dus destul de jos totul. Și din păcate îi caută pe cei foarte tineri și mai puțin pe cei mai în vârstă, pentru că cei mai în vârstă nu au atât de mult sex appeal. Da. Și dacă ceea ce am fost noi într-o emisiune unde ne-am mai... Da. Că era pe acolo așa, știi? Dar nu sunt de acord, nu mai vreau, dar e un pic ciudat.
Ce să-ți mai spun? Mai întreabă dacă e. Da, spune-i că ai materiale, ai recuzite de la familia Sigvarii și Iosef. Așa. Cum ai ajuns la aceste materiale? Mai, eu știi că am avut o perioadă, m-am tot promovat, eram destul de des și pe la televizor și la un moment dat tot povesteam despre pasiunea, despre istoria, adunăm, recuzită, am investit foarte mult și m-au sunat. De exemplu, nepotul, familia Iosef, acolo e o istorie pe care nu sunt eu în măsură să o comentez, m-au contactat și m-au chemat să văd. Și erau, de exemplu, Aga, da? Era undeva aruncat în curte, ploase, cred că era o rugină. Era Aga, să le zicem oamenilor, e o iluzie foarte celebră, da. Da. Și era, pe ăla e obiect de muzeu. Deci era o chestie super tare. Și nu numai, deci erau toate aruncate pe acolo prin suspensia pe săbii, dar ce nu era pe acolo. Am luat pe toate, am spus, domnule, fă-mi un preț, ce iale, că ți le dau pe toate. Deci omul era, nu vreau să spun mai mult, că poate nu e cazul să spun eu asta, dar era cu masca, nu mai avea aer, era într-o ultimă fază de... Vorbești de nepotul domnului Iosefini, Aurel Iosefini. Da. Am înțeles. Da. Și, cum de recuzita domnului Iosefini era la nepotul și nu la băiatul lui? Aici nu vreau eu să comentez asta, pentru că nu e cazul. Dacă okay. Ceilalți vor dori, atunci e ok, da? Dar înțelegem situația că este important ca Leonard, dacă e să facă precizările, sau alții în măsură. Dar eu am precizat doar că am aceste și am costume, gândiți-vă alea cu paiete, dar apăreau ei la circ și erau și Aurel și Ștefan, da? Frații, adică Aurel Iosefini și Ștefan Iosefini. Da. Și au paietele respective care au fost cusute cu, dai seama, erau cusute manual la vremea respectivă. Aici, Andrei, aici în poza asta e domnul Iosefini în centru, în stânga e domnul Retas, din profil spate, și în dreapta e domnul Mefisto, cum îi zice... Da, un magician care n-a mai ajuns până în zilele noastre, 89-90, așa, dar cunoscut în vremurile din anii 60, foarte cunoscut. Și te uiți puțin la ei trei, că nu cred că se întâlnea pentru prima dată pentru poza asta, sau nu erau veseli doar pentru poză. Corect. Îți dai seama că se întâlneau și la povești și la băute. Na, erau cuștate în vremea respectivă și lucrau peste tot. Aveau și unde adevărat, nu erau măscările astea de acum. Aveau, era elegant. Uite, poate și Robertino să mai povestească că noi am prins și am mai lucrat în anumite locuri și ei au prins și toți ceilalți în zona aia au eleganța respectivă de atunci, au preluat de la ceilalți. Dar mie mi-a plăcut foarte tare. M-am întors în țară și i-am apreciat foarte foarte mult. Asta s-a pierdut, recunosc acum, în eleganță și din etica. Poate că ar trebui aduși oamenii ăștia să vorbească mai mult și asta. Constantin etica... Piperea. Mi-am adus aminte. Costică Piperea, Constantin Piperea. Este un om deosebit și știe multe, a lucrat, e din perioada aia, are undeva la 70 de ani, dar vreau să spun că la ultima certificare, deci eram cu reprezentantul Ministerului Culturii, Ministerul Muncii și toți cei care erau acolo pot certifica, că vorbea toți profesioniștii de acum, tinerii, da? Care au avut evaluarea la vremea respectivă, am fost nevoit să dau 10. Deci acest om a făcut niște momente de am rămas mască. A trebuit să ne ridicăm în picioare și absolut toți tinerii, uite, poate să facem un filmuleț, că sunt filmate, toți tinerii s-au ridicat în picioare și l-au aplaudat. El a venit la evaluare la 70 de ani, ca să ne înțelegem, să-și facă certificat. Domnul, ai contactul dumnealui, da? Poți să mi-l dai și mie să... Că îl caut de foarte mult timp pe domnul Pipera, l-am cunoscut și eu la un moment dat la o întâlnire a magicienilor și nu am luat numărul de telefon. Contactul, da, e foarte sensibil așa, deci de asta el n-a răspuns foarte bine la poveștile noastre, așa că ne-am râcâit puțin în tramvai, ca să zic așa.
Da. Știi foarte bine că etapele formării psihologice, că tot te vorbesc ca psiholog, etapele formării psihologice sunt patru și una dintre ele este tot bătălia asta de putere, struggle-ul ăsta de putere și abia după aceea e prima dată formarea, după care storming-ul unde toată lumea caută să-și arate mușchii, după care normele și după care performing-ul unde performează Se întâmplă, oamenii. până la urmă, cea mai mare bătălie noi o dăm cu noi, interiorul nostru. Asta e cel mai mare dușman, suntem chiar propria persoană, da? Și odată ce depășim egoul și depășim starea asta de neliniște, abia atunci putem să. Dar probabil că ne trebuie înțelepciune, trebuie să depășim un anumit nivel, poate cu experiența, habar n-am, poate că și România, uite că are nevoie de atâta, cu 30 de ani nu reușim să ne găsim un drum, așa mai departe. Toate sunt legate, adică nu e întâmplător. Mă uit la domnul Iosefini că a reușit să țină iluzioniștii de atunci, timp de 20 de ani de zile, să-i țină în frâu, să nu sară calul, să nu îi ia așa A în avut toate forță direcțiile. care era în directă legătură cu statul român, erau alte vremuri atunci, așa mai departe. Aproape am fost și noi. Recunosc că n-am mai putut, în sensul că îți dai seama, am ieșit șifonat și cu bani dați din buzunar și cu nervi și am și albit după alergătura cu federația și implementarea standardului ocupațional. Dar trebuie să mai știe și tinerii dacă se uită, pentru că la un moment dat, și trebuie să spunem asta, există posibilitatea, acum nu se respectă legile, dar există posibilitatea ca la un moment dat să se termine. Și trebuie să știe tinerii că pe lângă o certificare sau un atestat valabil conform legilor în vigoare, trebuie să aibă norme de execuție, organizare, evenimente. Deci trebuie la Ministerul Culturii să ai un aviz că ești în registrul organizatorilor de evenimente și de impresar. De exemplu, tu ca artist magician, dacă vrei să organizezi și mai aduci încă 2-3 colaboratori, da? Tu trebuie la rândul tău să fii impresar, atestat în registrul impresarilor ca să poți să le faci contracte. Bun, acum mergem cum putem, dar la un moment dat există riscul să se organizeze și statul ăsta, dar să sperăm că nu. Dar Până e bine. la un incident, până la un incident, că atunci când sunt incidente, atunci se aplică legea. Da, și atunci trebuie să știe. Da. Ziceai de. Hai să ne întoarcem puțin la familia Sigvari. Povestește-mi puțin despre ei. Păi vreau să spun că eu când m-am dus, eu mie nu mai am să cred, am luat niște iluzii, chiar nu mai avem să cred cum au putut oamenii ăștia să construiască așa ceva. Eu le-am tot prezentat pe la televizor, iluziile astea, ale. De ce? Pentru că am crezut și chiar am povestit la un moment dat când am apărut, apăream în costumele astea cu paiete pe care le luasem și am spus, am prezentat ca o istorie așa, uite ăsta are cel puțin 50-60 de ani costumul ăsta și m-am văzut cu rudele care, nu vreau să fac multe precizări, pentru că tot așa poate nu e cazul, dar m-am văzut cu rudele. Ce vreau să menționez și să se înțeleagă din ce vorbim astăzi, că ajungem toți acolo. Când nu e atât de bine. Nu vreau să întristăm pe oameni, dar totuși vorbim despre noi între noi, chiar dacă ne văd și spectatorii și telespectatorii. Trebuie cumva să avem grijă, pentru că, uite, oameni care au. Nu, ei mi-au dat două dulapuri din astea de pline de soția a fost foarte amabilă de trucuri, fără preț. Totuși mi-a fost așa un pic, pentru că m-am gândit cum o să fim noi peste niște ani. Ajungem tot acolo. Asta, toată povestea asta cu egoul și cu tot ce se întâmplă, fiecare pentru el. Da, fie, uite, Ernesto m-a sunat, n-am apucat să-l văd, să mă duc până la, nu știu, cred că în Timișoara era. Era aproape disperat, mă întreba, eu ce fac, că n-am pensie, n-am din ce să trăiesc, că avea 90 de ani pe acolo, pe undeva. N-am apucat. Ce să faci? Cum să faci? Iată că nu trebuie să ajungi la pensie, că în momentele astea, în perioada asta de criză sanitară și blocaj și forma asta de arest la domiciliu, ne-a arătat că suntem vulnerabili, pentru că statul n-a avut niciun fel de măsură pentru cei care nu erau salariați și erau pe cont propriu și erau iluzioniști și nu puteau să iasă din casă să-și facă treaba. Da. Sunt convins că toți au și închei cu asta dacă să mă mai întreb altceva.
Gândiți-vă că am primit nenumărate telefoane acum, ce facem? Cum aplicăm și noi să luăm, nu știu, 75%? Păi cum să aplicăm dacă noi n-am avut acte, dacă noi n-am avut contracte, dacă noi nu avem certificat, dacă noi nu avem atestat? De-aia trebuia să ne organizăm. Și unii au murit de foame, dai seama. Hai, noi am mai avut niște fiecare, dar unii au murit de foame și nu știu săracii, stau în casă, stau în... Deci nu e... Chiar nu e de glumă, adică ar trebui puțin avut grijă că ajungem rând pe rând tot acolo. Asta este... Din păcate, da, din păcate, nici în momentele astea grele nu reușim să ne unim. Din păcate, în momentele astea grele ne separăm mai tare. Dar asta e altă discuție și o durerea mea personală, că tot am tras de oameni de magicieni să-i unesc, ba Revelionul Magicienilor, ba alte întâlniri, dar iată că e mai greu. Unirea asta n-ar trebui să fie, ca să se înțeleagă, n-ar trebui să fie că poate nu ne placem. Dacă tu mă placi pe mine, eu nu te plac, sau nu știu, să zicem. Dar n-ar trebui să fie pe plăcere că stăm la bere. Ar trebui să fie pe niște criterii de apărare. De valori, de valori, de viziune, de hai să vedem unde ducem. Da? Atât. Nu trebuie să ne iubim neapărat. Dar putem să dăm mână cu mână să facem asta. Ok. Mai întreabă-mă dacă nu știu. Da, da, iată că nici nu știu când am trecut aproape o oră de discuție. Vreau să închem povestindu-ne puțin despre doctoratul pe care l-ai susținut pe istoria iluzionismului în lume și să ne zici care ar fi, până la urmă, rămas să facem paralela asta între România și celelalte țări. Că, iată, Ungaria are cluburi, are mentori, are școli de magie, are concursuri de iluzionism. Bulgaria are la fel concursuri și cei din Ucraina. Și cei... Dacă eu vin la tine, că asta n-am reușit noi, îmi pare rău să o spun, este o schemă piramidală care se întâmplă peste tot în lume. Dacă eu am 17 ani și vin la tine să mă pregătesc, și peste 3 luni eu vreau să fiu magician și să-mi fac spectacolul meu și să ies, nu are cum să funcționeze. Nu merge. Nu funcționează. Ca să ne înțelegem. Ungaria are un respect deosebit. Ei au acolo pe grupuri, pe nici ei nu sunt uniți, au tot așa două, trei, dar au fiecare tabere cu entități, cu organizare, să susțină acum, după ani de zile, să susțin unul pe altul. Chiar dacă sunt separați, că au fost certați, să zicem, așa mai departe. Dar au un câștigător, au un campion internațional la magie, un campion mondial. Da, da. Dar și niște elevi de-ai lui au stat și stau niște de mulți ani în umbra lui până când să ajungă și să așa cum și în actorie. Aștept de-abia la 40 de ani joci anumite roluri. Nu le joci, da? Asta nu s-a înțeles. Dar, din păcate, la noi, probabil că era cu biciu pe vremuri. Apropo de Iosefini, el avea sabia în mână și toată lumea făcea cum... Da. Așa erau vremurile atunci, nu judecăm pe nimeni, nu asta e... Trebuie să trăim în democrație, n-am o problemă pe chestia asta, doar că atâta timp cât tu ieși și să văd niște secrete pe noi, știm că am mai văzut, da? Să văd niște secrete, nu e ok, să nu e pregătire. În spate. Poți să faci și ce-i face, trucuri mai ușoare, nu contează, că și eu am făcut și fac la ora asta, trucuri simple, ușoare, nu mă bag să fac cine știe ce, că îmi place personajul, teatralitatea, asta e altă discuție, dar nu te pui să faci niște chestii când nu ești sigur pe tine, te duci așa să te lovești. Am văzut totuși tineri care n-au și ce să faci. Bun, discutăm între noi și cum să facem. Da, nici nu au răbdare, nici nu au chef și da, cunosc. Au fost trei capitole, pe scurt au fost trei capitole, o să iasă și cartea curând și o să vă prezint. Trei capitole, istoria iluzionismului, partea de ce înseamnă magicianul, actorul magician, din punctul meu de vedere, combinația dintre efectiv actorie și teatru și trucuri și nu, într-o ultimă parte, partea de realizare de spectacol. Cum faci un spectacol în condițiile astea, ce înseamnă art-terapia, pentru că am adus și art-terapia din punctul meu de vedere, consiliere de dezvoltare personală, partea asta de psihologie, și mentoratul. E foarte important mentoratul, de, în ecuație. Dar primul capitol a fost istoria iluzionismului. Și a trebuit să iau cu istoria circului, a trebuit să fac prezentarea generală.
Deci ne-am dus de la cum a apărut vrăjitoria. Că după aia s-au separat și, bineînțeles, nu părerile mele. Deci, atenție, nu sunt. Eu am venit cu părerea mea strict pe actorul magician și iluzionismul teatral, partea ce o fac eu. Nu, tot ce am adus nu e de la mine de putere. Sunt urme, sunt citate, sunt cărți și așa mai departe. În perioada asta nu mai ține spectacole, dar în perioada următoare ce proiecte are Teatrul de Magie? N-am stat, am făcut un serial. Eu nu merg pe varianta de YouTube cu vizualizări. Eu nu sunt în măsură să captez atenția. Sunt crescut altfel, educat într-o altă zonă. Nu pot să fac bambilici și să aduc vizualizări. Nu pot. Aș face. Recunosc că aș face pentru bani, dar nu pot. Și atunci am făcut o altă strategie. Am făcut un serial. Viața unui magician, aici, în Casa Magicianului. E fantasy, adică apar tot felul de personaje fantastice care practic îi șoptesc chestii și dispar, apar. De fapt, e vorba de educație și de cum să-ți învingi fricile. Asta face acest magician. E un film, o combinare între reality și fantasy, fantastic. Între timp am făcut și spectacole filmate. Și primești un link, cumperi și primești un link dacă ai cumpărat biletul. Dar nu sunt la vedere. Adică ele sunt pe site, la mine, pe Teatrul Magiei, mă rog. Dacă le cumperi, vizualizezi. Nu am mers pe varianta de pentru toată lumea. E greu pentru că toate teatrele la ora asta, absolut toată lumea face gratis. E destul de complicat, dar o să revină. Începem să revină. Acum a fost o întâlnire, probabil, la primărie, unde asta, bă, ați luat salarii. Hai să vedem, scoateți și încasări. Ați tot dat gratis teatrele, da? Hai, veniți pe încasări. O să fie nevoiți să dea asta. Asta am făcut. Merg pe varianta de online și o să merg pe varianta de streaming. Chiar și când vom avea bilete și spectatori, vreau să continui pe varianta de streaming live. Foarte frumos. Mulțumim foarte mult. Iată că am mai pus o piesă de puzzle în istoria iluzionismului românesc. Abia aștept să iasă cartea, să o vedem, să o citim. E foarte Mă bucur foarte tare. O secundă, o singură precizare, scuză-mă. Cartea asta nu e a mea, adică a trebuit să o fac în formă științifică și să aibă un număr, numărul ăsta care merge către bibliotecile naționale și așa mai departe. Unu. Doi, aș vrea să, dacă am spus ceva sau dacă n-am completat cum trebuie, colegii să fie îngăduitori și să ne revedem cu bine și Doamne ajută să îi salutăm pe toți, dacă uită sau dacă se uită cineva. Da, cu siguranță se uită. Din păcate, ca în orice domeniu vocațional, există și oameni care se uită și nu se implică și care ar putea să se implice, să aducă mai multă lumină în zona asta a istoriei iluzionismului românesc. Fac eforturi foarte, foarte, foarte mari să aduc oameni în acest proiect, să vorbească despre ce a fost în trecut. Din păcate, oamenii au impresia că trebuie să aducă doar partea negativă, umbra din ce a fost în trecut. Eu sunt de acord și cu partea asta, dar știi foarte bine că despre Eminescu știm părțile frumoase, despre Ion Creangă știm părțile frumoase. Nu știm părțile alea urâte despre ei, care, slavă Domnului, au fost cu duiumul. Dar știm romantismul, știm că au fost niște personaje boeme, nu știm că poate beau peste măsură, nu știu că mâncau peste măsură sau că se comportau urât cu anumiți oameni. Dar de-aia zic că eu mai degrabă îmi doresc să merg pe partea asta mai luminoasă a lucrurilor și să prezentăm istoria iluzionismului românesc cu părțile ei frumoase, ca după aceea să iasă, că alea nici nu trebuie să ne chinuim să le scoatem părțile urâte, că știm foarte bine că buruiana nu are nevoie de îngrășământ, nu are nevoie să fie plivită, buruiana iese fără ajutor la iveală. Iată că am petrecut o oră în compania ta, Andrei. Îți mulțumim foarte, foarte mult. Mă bucur foarte mult că am avut această discuție, pentru că atunci când am făcut research-ul despre istoria iluzionismului, am dat peste o parte din o prezentare a doctoratului tău undeva la Universitatea de Teatru, la Facultatea de Teatru, și zic, ia uite cineva care s-a ocupat de treaba asta și ar trebui să iau legătura cu tine. Mă bucur foarte mult că ai acceptat să fii în acest proiect și ținem legătura să
vorbesc și cu domnul Țuțulică, cu doamna Penelopa, cu domnul Pipera, să nu-i scăpăm, să nu-i scăpăm și să aflăm da, de la ei. Dacă n-au sistemul de asta, eu m-am mai văzut cu ei oricând îi aștept la mine aici, facem înlesnim transmisia dacă e. Da. Da. Mulțumesc foarte, foarte mult. Ținem legătura. Dragilor, iată că am ajuns la finalul episodului. Ținem și noi legătura pe online, aici pe YouTube sau pe Facebook, acest serial din istoria iluzionismului românesc se transmite și pe Facebook și pe YouTube, astfel încât să aveți posibilitatea să-l vedeți dacă sunteți fani YouTube. Îl vedeți pe YouTube, dacă sunteți fanii Facebook, îl vedeți pe Facebook. Seară bună tuturor și magia fie cu noi. La revedere! Cu drag, la revedere! Hai ca de curs frumos!